Bună seara, doamnelor și domnilor. Suntem la cea de-a treia emisiune Colocvii Agroculturale. Avem un invitat special în această seară. Este vorba despre doctorul Ilie Marius de la Facultatea de Medicină Veterinară, disciplina de parazitologie. Spun bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră. Bună seara și mulțumesc de invitație. După cum știți sau nu știți, dragi telespectatori, vă informăm că astăzi, în 26, a avut loc o grevă a medicilor veterinari la București. S-au strâns aproximativ 1200 de colegi la această grevă. Au intrat în grevă pentru că acest guvern a început să marginalizeze și să ne dreptățească această sfântă meserie și ce efectul va fi asupra sănătății publice. Drept pentru care mi-am dorit să nu fac o emisiune politică, să nu politizez emisiunile, dar o să trebuiască cumva cât de cât să vorbim și despre situația politică, pentru că ne influențează bunul mers al lucrurilor și se pare că în acest caz sănătatea tuturor cetățenilor români. Domnule Ilie Marius, după cum știți și am discutat, legea medicului veterinar, meseria, profesia de medic veterinar se baza pe legea 160 din 1998, care iacătă a suferit o modificare, a fost anulată în ghilimele de către ordonanța 70. Sigur, nu toată legea a fost anulată. Legea aceasta de care spuneți noastră, 160 din 1998, republicată, a fost updatată cu foarte multe ordonanțe pe parcursul anilor. Pregătindu-mă pentru emisiunea dumneavoastră, chiar mi-am dat seama că a devenit o lege greoaie, chiar și pentru o persoană care mai citește din când în când, dar pentru persoane care nu se ocupă cu cititul toată ziua. Sigur, ordonanța aceasta 70 a ridicat niște probleme majore cu care se confruntă medicii veterinari și putem spune probleme care pun în pericol, în primul rând, sănătatea publică. Corect. Sigur, au existat câteva modificări și cea mai importantă modificare, dacă vreți, a acestei ordonanțe este cea legată de faptul că oricine ar putea să comercializeze produse biologice, produse antiparazitare și medicamente, de fapt, în sensul larg al cuvântului. Punându-se astfel... Este un pericol ca niște neprofesioniști să comercializeze astfel de... Sigur, nu aș spune neprofesioniști, aș spune persoane care nu sunt implicate în acest proces, în această meserie de medic veterinar, care are, cum să spun, niște prevederi foarte clare în ceea ce privește circulația medicamentului, ca să restrâng răspunsul la acest aspect. Nu este, din punctul meu de vedere, mi se pare că această ordonanță este împotriva populației, pentru că hai să luăm punctual și să discutăm pe real ce se poate întâmpla, de exemplu, dacă luăm un produs ca atare, ketamina, se comercializează la liber. Am văzut, găsim în mediul online această ketamină. Ce credeți dumneavoastră, cum? Sigur, eu aș vrea să cred și să consider acest exemplu ca pe o glumă, deoarece ketamina face parte dintr-o categorie specială de substanțe care nu ar trebui să fie la îndemâna oricărei persoane. Da, fiind un ordonanță... precursor de drog, cred că este ridică o problemă destul de mare. Această ordonanță permite oricărui comerciant să cumpere și să vândă această substanță, care este foarte periculoasă. Așa este, este periculoasă, dar... Am vorbit cu colegii ai noștri, de exemplu, din Comunitatea Europeană, din Franța. Acolo nu se poate cumpăra nici măcar glucoza, nici măcar serul fiziologic, fără prescripție
pe rețetă. Da, pot susține ce spuneți dumneavoastră, nu numai în Franța, în Germania, în Anglia, există doar cabinete veterinare și nu se poate achiziționa absolut niciun fel de produs de la aceste cabinete veterinare. Se administrează de către medicul veterinar în procesul de tratare, în procesul medical asupra pacientului și anume animalului. Și noi unde mergem? Noi unde ne uităm? Direcția este una, nu știu, adică o lege care greșită. Noi în loc să ne îndreptăm privirea către țările dezvoltate, noi încercăm să rezolvăm, aș putea să spun, anumite probleme comerciale a unor, nu știu, interesați într-un anumit sens, într-o anumită direcție. Ați atins un subiect care mă interesează. Sigur că noi românii ne place să fim conspiraționiști și să credem că alții ne fac rău, dar în cazul dat vreau să vă spun, domnule Marius și dragi telespectatori, că am intrat în miezul problemei și m-a interesat să văd de ce s-a ajuns să se emită această ordonanță 70 și sunt stupefiat de ceea ce am aflat. Am aflat că un patron de la o fabrică de medicamente din România a obținut cu ajutorul unui grup parlamentar emiterea acestui proiect de ordonanță privind organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar și iată, în anul 2017 a reușit să o modifice, a trecut de toate forurile superioare, Senat, Camera Deputaților, Curte Constituțională și uite-te că este în vigoare, s-a publicat în Monitor Oficial și va funcționa. De aceea colegii noștri s-au strâns azi în număr de 1200 la București pentru a protesta și a nu lăsa ca această lege să funcționeze și să aibă efecte. Deci nu se poate ca noi românii să ne facem rău cu mâna noastră și colegi de-ai noștri medici veterinari să susțină astfel de proiecte și să pună în practică astfel de lucruri. Este, nu știu, nu-mi găsesc cuvintele, dar sper să se îndrepte lucrurile, sper din suflet ca această lege să sufere modificări, să emită o altă ordonanță, nu știu, sunt autoritățile care vor decide, este Colegiul Medicilor Veterinari care este organismul care se zbate și care ne apără, organism din care facem parte și noi și ar trebui ca să ajutăm cu toții să punem umărul și să nu lăsăm ca această ordonanță să fie pusă în practică. Domnule Marius Ilie, în afară de sănătatea publică care este foarte afectată, dacă această lege va funcționa la modul care va funcționa, dacă aceste medicamente vor circula haotic, fiind deținute, depozitate, vândute, comercializate, ce vreți dumneavoastră, de neprofesioniști, sănătatea animală, cum credeți dumneavoastră că va fi afectată? Sigur, aici aș vrea să precizez că există anumite boli care sunt transmisibile de la om la animale și invers, binecunoscutele zoonoze. Și mai mult decât atât, trebuie să precizez că produsele alimentare de origine animală sunt susceptibile să pună în pericol sănătatea oamenilor atunci când provin de la animale bolnave sau purtătoare a unor agenți patogeni. Sigur, acești agenți patogeni pot să fie sau să capete rezistență la anumite tratamente. Mai mult decât atât, se poate lua în considerare un alt aspect al acela de prezență de reziduri în produsele alimentare. Aceste reziduri apărând ca rezultat al utilizării abuzive, necorect, a medicamentelor în tratarea animalelor. Sigur,
Trebuie precizat aici și un alt aspect. Acela de apariția rezistenței la anumite medicamente a unor agenți patogeni. Rezistență care poate să apară ori datorită utilizării în cantități mici, dar subdozată, a substanțelor active, ori opusul utilizării unor cantități mari de substanțe în terapia animalelor. Deci aș vrea să subliniez faptul că sunt mai multe probleme care afectează atât sănătatea animalelor, cât și sănătatea omului. Și sunt legate între ele. Sunt, am înțeles, sunt interdependente. Exact. Domnule Marius, ați atins problema sănătății animale și ne-ați spus că s-ar doza, s-ar supradoza sau subdoza. Vreau să explicăm telespectatorilor și fermierilor, în special, eu mă adresez prin această emisiune, în special fermierilor, dar sigur că nu putem neglija nici animalele de companie, nu putem vorbi numai de animale. Sigur, vorbim de animale în general. Vreau să ne spuneți cât de importantă este microdozarea, cât de importantă este alegerea unui antiparazitar, dumneavoastră fiind de la disciplina de parazitologie. Sigur, nu o să intru în detaliu în a explica mecanismul apariției rezistenței datorită subdozărilor sau supradozărilor. Însă, pentru că ne adresăm unui anumit segment de public, vreau să spun că toate tratamentele trebuie efectuate sub stricta diagnosticare, dacă doriți, și supravegherea medicului veterinar. Numai medicul veterinar, și aici facem direct trimitere la lege, da, și la ordonanță, poate să pună un diagnostic pe baza cunoștințelor acumulate pe parcursul facultății și a nenumăraților ani de pregătire continuă, poate să pună un diagnostic revin și poate să prescrie un tratament. Tratament pe care îl recomandă având la bază o anumită substanță activă prescrisă într-o anumită doză. Da, este adevărat ceea ce spuneți. Ideea este că prin această ordonanță s-ar, repet încă o dată, s-ar dezintegra toată această chestiunea a folosirii medicamentelor și... Adică ați vrea să spuneți că medicul veterinar este puțin dat la o parte din procesul de diagnostic și de terapie și un neveterinar, să-i spunem că am văzut termenul foarte utilizat, să recomande și să comercializeze anumite un vânzător efectiv medicamente. În vederea realizării unui profit. Citește pe un prospect fără ca să știe să înțeleagă anumite mecanisme, procese, fenomene care... Da. Având în vedere că școlile noastre produc medici veterinari și dumneavoastră sunteți cadru universitar, da, desigur, și eu cunosc din practică cât de greu este ca să te formezi ca medic veterinar, ca adevărat profesionist. Cum credeți că va afecta această lege formarea profesională continuă a tinerilor absolvenți și ce șanse au acești absolvenți de aici înainte de a ocupa un post de muncă? Am văzut diverse puncte de vedere, unele pro, altele contra ordonanței. Sigur, cele contra le-aș putea sintetiza așa și a spune că este o încălcare a drepturilor, nu știu căror persoane, de a face comerț, de a face business. Da? Însă nu la business se rezumă totul când vorbim de medicamente, când vorbim de substanțe active care pot să aibă nenumărate efecte, atât benefice dacă le folosim cu cap și nebenefice dacă le folosim maiurea. Asta ca să mă limitez doar la cele neprofesioniste, da? La persoanele care nu sunt veterinari, numiți neveterinari în anumite materiale. Am văzut și
păreri pro și eu pot să-mi exprim și eu punctul de vedere, sunt de această părere pro, medici veterinari, în care nu ar trebui să se ia profesiunii de medic veterinar acest drept care este prevăzut prin lege și este stabilit de mulți ani într-o Europa dezvoltată și în România și s-au trezit acum să-l modifice. Deci nu sunt de acord în... Mai ales că Uniunea Europeană a somat prin apariția acestei ordonanțe și chiar a vrut să ne declare infringement și ne-a dat o somație sigur, financiară toată, de 1.855.000 de euro. În toată Uniunea Europeană această vânzare a medicamentelor este reglementată numai către medicul veterinar. Așa cum am spus ceva mai devreme, nu există alt mod de a intra în posesia substanțelor active decât prin recomandarea și în cabinetul medicului veterinar. Am înțeles. O să trecem puțin la lucruri sanitar-veterinare și vreau să vă întreb, domnule doctor, dumneavoastră sunteți parazitolog de specialitate, ce substanțe ar trebui folosite în această perioadă de primăvară, când anumite cicluri biologice la anumiți paraziți apar în luni de februarie-martie, și să afle telespectatorii noștri și fermierii noștri cu ce îi sfătuiți să deparaziteze? Sigur, înainte de a spune o substanță, că este, să spunem, întrebarea cea mai dificilă în care cineva te întreabă care este substanța pe care să o folosesc, aș vrea să fac o introducere și aș vrea să vă precizez că avem puțin noroc acum, dacă pot să-i spun noroc, la această zăpadă și la acest ger, că a mai distrus puțin din... hai să spunem, gazdele intermediare, din gazdele paratenice, să spunem, din gazdele, din animalele care pot să transmită anumiți paraziți, și aici nu mă refer la animale de interes economic, da, să se înțeleagă, să zicem, melci, râme, făceam referire la, sau diversi acarieni. Sigur, general, așa aș putea să spun că în primăvară apar majoritatea parazitozelor. Sigur, ele vin după iarnă, putem să spunem că într-o formă slabă, atenuată, aș putea să spun, dacă vreți, reziduală, însă este momentul în care se iasă la pășune și începe contaminarea pășunii pentru anul care urmează. Să revin la substanțele de care m-ați întrebat, treaba este foarte simplă. Aș putea să spun două grupe mari de medicamente, benzimidazolice și lactone macrociclice. Pentru cunoscătorii, în grupa benzimidazolicelor intră fembendazolul, albendazolul, da, care sunt destul de folosite și toată lumea le cunoaște. Iar dintre lactonele macrociclice, cu cele două subgrupe, avermectinele și milbemicinele. Acestea se pot administra. Acum, care dintre substanțe, iar trebuie să fac un comentariu, nu există o substanță pe care să o administrezi general. Sigur, sunt substanțe cu acțiune generală, largă, da? Cu un spectru larg de acțiune. Și sunt substanțe cu acțiune strictă. Ca să fac o deparazitare, teoretic trebuie să cunosc statusul parazitar sau parazitologic al animalului. Deci, printr-un examen coproparazitologic, pot să stabilesc și să observ care este populația sau infrapopulația, care sunt infrapopulațiile de paraziți dintr-o anumită specie de animal de interes economic sau de companie care mă interesează, și după aceea să stabilesc terapia specifică cu spectru îngust sau larg. Eu mă duc în foarte multe ferme de vaci și sunt foarte multe probleme respiratorii. Credeți că dictiocauloza ar putea provoca în aceste luni aceste probleme respiratorii? Poate să... Și care este incidența teritoriul României, dacă aveți aceste date? Să producă probleme serioase dictiocauloza, această
parazitoză pulmonară și nu numai dictiocauloza, putem să mai spunem aici și protostrongilidozele. Dacă vă referiți strict la bovine și ovine caprine, putem să le luăm la pachet, dacă vreți și suine, da, metastrongiloza. Și vorbim de un complex de boli respiratorii produse de paraziți. Sigur, incidența la nivel de România este variabilă în funcție de zonă, ca și la nivel de Europa și la nivel mondial. Acum câteva zile am verificat, am căutat niște materiale legate de incidența acestor boli și am observat că poate să fie cuprinsă între 0,5% și să ajungă până la 50%, acolo unde populația de animale ovine sau bovine sunt crescute liber. Sigur, aș pune o prevalență mai mare la rumegătoarele mici, la ovine, decât la bovine. Un lucru care mă interesează și care trebuie să-l spunem fermierilor este remanența acestor produse în lapte și carne. Este dureros faptul când faci niște deparazitări sau niște tratamente și fermierul nu respectă, adică acel lapte ajunge în tancurile de răcire și ajunge în consumul populației. Nu respectă recomandarea medicului, exact, respectă care normal face, da, o face după prospectul medicamentului. Cum putem rezolva, cum credeți că putem rezolva această problemă, că este o problemă majoră? Aș numi această chestiune control parazitologic general. Nu am inventat eu termenul, nu l-am descoperit eu, dar vă spun următoarea chestiune. Un medic veterinar care face o supraveghere parazitologică într-o fermă, da, știe cu ce probleme se confruntă. Știind cu ce probleme se confruntă, poate să recomande în anumite momente tratament cu anumite substanțe care să influențeze cât mai puțin, negativ bineînțeles, atât economic, cât și, cum să spun, benefic, să influențeze benefic distrugerea paraziților. Am vorbit mai devreme de două grupe mari de substanțe, benzimidazolice și lactone macrociclice. Vreau să precizez că la benzimidazolice perioada de retragere, să zicem, este undeva în jur de 10 zile. Ea poate fi variată de la substanță la substanță. Și aici o să mă refer la carne, da? Da. Adică remanența în carne la benzimidazolice să o luăm așa 10-14 zile. Una peste alta, fără să fac specificare exactă pentru o anumită substanță. Trecând la lactonele macrociclice, acolo se complică situația foarte tare. De ce? Pentru că remanența substanțelor active în carne începe cu 28 de zile și poate continua până la 60 și peste, iar la lapte este interzis să se da în consum uman în laptele. Această perioadă. Laptele. Cât timp? Tot 28 de zile. 28 de zile. Da. Deci este obligatoriu. Și atunci este o problemă dacă se face deparazitarea animalelor în perioada de lactație cu aceste substanțe. Pentru că eu înțeleg și fermierul. Nu are cum să arunce atâta lapte de la animalele respective. Nu are cum să arunce atâta lapte, nu știu, de la oi nu-i cazul în perioada asta, că de-abia au fătat și mănâncă miei. Sunt substanțe care se pot administra în perioada aceasta de lactație, în care se hrănesc progeniturile, dar sunt substanțe care nu se pot. Și de asta iar revenim la ordonanța 70, da? Vedeți, fără să vrem ajungem la ea, și medicul veterinar este cel care stabilește când și cu ce substanță se face deparazitarea, ținând cont de acea perioadă de remanență. Timpul de retragere, cum mai este numit, al produsului, da, din consumul uman. Pentru din că aici este problema. Din păcate, repet încă o dată, această ordonanță nu este benefică. O să vedem ce o să fie. O să vorbim cu cei de la Colegiul Medicilor. O să ne dea informații noi. O să vedem ce se rezolvă, cât vor mai sta în grevă, dacă vor mai face grevă și ce va fi. Dragi colegi, având în vedere că discutăm despre această profesie și despre problemele care le avem azi privind această ordonanță,
Dacă aveți bunăvoință, puteți intra în direct cu noi și vreau să auzim opinii, să au chiar soluții, să propune soluții și cineva poate că ne aude și o să ia atitudine și poate că o să și rezolve, eu știu, poate că sunt puțin optimist, domnule Marius. O altă chestiune care am discutat-o cu dumneavoastră și fiind cadru universitar, este, am avut aici un invitat, sar puțin, care a spus că noi avem tineri absolvenți purtători de diplomă. Eu nu am fost întru totul de acord că noi scoatem tineri absolvenți pe bandă rulantă și că nu sunt pregătiți pentru a intra în producție, că nu-și cunosc foarte bine meseria și atunci trebuie găsite soluții. Eu nu spun că nu are dreptate, dar nici întru totul nu pot să acord. Da, este un subiect foarte delicat și spun delicat pentru că eu vin din mediul universitar, vin din învățământ. Da. Nu pot să fiu de acord cu ce ați precizat dumneavoastră, că a spus invitatul dumneavoastră, din mai multe considerente. Sigur, sistemul de învățământ din România o avea el multe probleme. Nu le contestăm, dar nu discutăm, nu sunt specialist pe probleme de învățământ. Însă vă pot spune ce observ. Însă la a generaliza că toți specialiștii noștri, nu contează în ce domeniu, sunt purtători de diplomă, mi se pare chiar o exagerare. Da. Ați fost în Anglia, da? Da. Ați făcut o sinteză a sistemului de învățământ de acolo. Ați fost în Europa și cunoașteți învățământul din România foarte bine. Sigur, învățământul din România, putem spune, și toți spun că are probleme. Dar eu vreau să vă întreb o chestiune. Dacă are atâtea probleme învățământul din România, de ce în toate țările europene și nu numai, specialiștii noștri sunt primiți cu brațele deschise? Și sunt respectați. Și sunt respectați. Și sunt chemați și sunt căutați. Exact. Și aici sunt batjocoriți. Da. Sigur, o avea probleme. Dar toată lumea vine și spune că învățământul are probleme. Însă vreau pe cineva să-l văd că vine și vine cu soluții. Că noi să arătăm... Care ar fi soluția? Nu cred că sunt eu în măsură să vă spun acum o soluție. Soluția înseamnă responsabilizare. În primul rând să fim responsabili. De aici pornește totul. Dacă vreți, mentalitate. Responsabilizare și adică mentalitate. Facem o disciplină, inventăm o disciplină, nu? Da, păi noi putem să inventăm multe discipline, da? Dar aceasta nu este o disciplină sau nu este o caracteristică care se învață în școală. Asta trebuie să o cultivăm de acasă, la școală și toată viața pe care o trăim. Nu știu ce să spun. Probabil că mulți nu au posibilități ca să crească într-o mentalitate sănătoasă și atunci tot școala ar trebui să vină să rezolve această problemă educațională. Așa văd eu lucrurile, pentru că am exemple din alte țări unde copiii sunt dirijați spre meseria care li se potrivește de la vârste fragede. Acolo nu o să întâlnim, de exemplu, Anglia, da? Acolo nu întâlnești repetenți, fiecare este dirijat și canalizat pe propriile lui calități și aptitudini. Da. La noi nu se poate, nu se poate da un copy-paste pe acele metode și sigur că să implementeze și la noi această... Sigur se poate nu face... Nu avem specialiști să facă acest lucru. Noi totuși, acum fac o glumă, noi suntem specialiști în copy-paste. Dar văd că noi copy-paste numai ce-i rău, nu și ce-i bun. Am putea să facem acest copy-paste al unor sisteme de învățământ vestite, da, din țările europene. Că ați adus vorba de Anglia, sigur, și nu numai în Anglia, în toate țările europene dezvoltate, se pune accent pe abilitățile copilului, pe competențe. Sigur, și la noi sunt aduse doar în stadiu teoretic aceste competențe. Însă alții pun un accent real. Din învățământul primar, gimnazial,
Există niște specialiști, niște pedagogi, să-i numesc așa, cadrele didactice, care îndrumă, da, și ghidează elevul, copilul, ținând cont de aceste competențe pe care le pot observa la Credeți ei. Credeți că politicul intervine acolo în aceste competențe? Nu pot să răspund la aceasta, nu știu dacă politicul sau nepoliticul. Sunt convins de un singur lucru, că nu la fiecare an sau de 3 ori pe an sau la 3 ani se schimbă ministrul învățământului și face reforma învățământului. Sunt convins că asta nu se întâmplă. Înțeles. Nu știu ce se întâmplă, dar sigur asta nu se întâmplă. Da, dumneavoastră vorbiți de aceste competențe și iată că avem și noi specialiști competenți care, uite ce ordonanță și-au permis să emită și care repercursiunile se vor vedea probabil foarte, foarte repede. Eu n-aș fi așa dur ca dumneavoastră. Eu aș putea să spun că legislația, și nu numai în România, și în alte țări, este cumva influențată și de sfera economică. Că ați subliniat dumneavoastră, dar puțin mai dur aspectul. Cred că este influențat oarecum de această influență economică. Totdeauna legislația se face pentru anumite... Păi și cum să traduc ce spuneți dumneavoastră? Adică 2-3 oameni foarte puternici financiar manipulează un guvern? Nu aș spune chiar așa, dar oricum niște interese economice sunt la mijloc. Să existe, nu e nicio problemă. Dar când ai atins problema sănătății populației, deci mie mi se pare strigător la cer. Deci dacă au intrat și în această sferă să ia medicului veterinar efectiv pâinea și să îmbolnăvească populația României, mai rămâne să pună mâna și pe pompele funebre, să se apuce să dirigeze absolut tot. Bine. Și programat să ne omoare pe toți. Stau și mă gândesc, în decurs de 25 de ani. După profesiunea de medic veterinar, pe același principiu bănuiesc că urmează și farmaciile umane și sistemul de sănătate. Nu cunosc. Nu, băi, nu, urmând... Probabil că vor da copy-paste acolo. Și vom găsi dacă antibiotice la supermarket. Să nu spun un nume ca să... Acum online. Deci... Sigur. Nu este normal să cumpărăm substanțe active, antiparazitare, de uz special sau eu știu ce alte substanțe online. Chiar mi se pare de-a dreptul amuzant și îmi permite să râd. Nu este amuzant dacă ne raportăm la acel dicton cu care ne-am început noi studiile, medicul veterinar... Medicul uman salvează omul și medicul veterinar omenirea. Salvează omenirea. Cred că lui Pasteur când a spus această paradigmă, nu cred că știu ce spune. În fine, văd că în România nu se mai ține cont de profesii, nu se mai ține cont de umanitate, nu se mai ține cont de sănătatea umană și iacătă anumite grupuri de interese vor ca să dețină monopolul și controlul și să facă foarte mulți bani din absolut orice. Au văzut că au profituri foarte mari, făcând distribuție, au început să gândească și să încropească colege și să intre și în cabinete și în farmacii ca să și le atribuie fără nicio problemă. Dacă vreți un punct de vedere personal, eu cred că nu se va ajunge la chestiunea aceasta, deoarece și în legislație, și românească, și comunitară, sunt meserii reglementate care nu se pot întoarce așa de la un an la altul. Domnul doctor, eu lucrez în practica animală. Lucrez pe animale de rentă. Fermierul are așa o dezaprobare vis-a-vis de medicul veterinar și vă spun foarte, foarte autorizat că se consultă cu 10 medici veterinari, își cumpără medicamentele singur, funcționa această lege, funcționa pe underground, da, și până acum. Și își cumpără și își omoară animale într-un hal fără de hal. Ei consideră că
cei 6 ani pe care noi am făcut și pregătirea continuă care o facem în continuare și în practică și citind și dumneavoastră cadrele universitare, ne cam desconsideră și acum legiferând, venind și legiferând statul, neapărându-ne absolut deloc, sigur că vom avea de suferit. Vă spun sigur că vom avea de suferit. Repercursiunile se vor vedea. Nu va trece mult timp. Sigur, eu sunt de acord cu dumneavoastră și știu situația că există anumiți proprietari de animale, să le spunem. Le-aș spune chiar fermieri, că știți cum un fermier, în adevăratul sens al cuvântului, apreciază și medicul zootehnist și medicul veterinar, inginerul zootehnist și medicul veterinar și inginerul agronom și pune pe toți să conlucreze pentru binele animalelor lui și pentru niște producții serioase. Ce spuneți dumneavoastră, sigur, putem să-i numim fermieri la nivelul agriculturii din România, însă i-aș numi proprietari de animale și fac o greșeală, două, însă în final tot la medicul veterinar ajung. Când, e adevărat, fac cum a spus noastră, își cumpără singur medicamente, tratează și când o fac o gafă, o comit, îmbolnăvesc animale, tot la medicul veterinar ajung. Eu totuși sper, eu vreau să văd jumătatea plină a paharului și sper că și medicii veterinari, așa cum am învățat și noi la școală, să încerce să facă o educație sanitar-veterinară proprietarilor de animale și să realizeze o relație strânsă care în final să ducă la această cooperare din punct de vedere medical-veterinar pentru sănătatea animalelor și de ce nu a omului. Domnul doctor, ei neavând știința meseriei, sigur că pierderile economice pentru ei sunt drastice și le realizează. Într-un timp mai lung sau mai scurt le realizează și atunci apelează. Dar vorbim de sănătatea publică, vorbim de sănătatea umană, pentru că acele animale ajung în puncte de sacrificare. Acele animale care sunt injectate de niște neprofesioniști cu diverse substanțe, cu habar n-au ce substanțe, ajung în sănătatea publică. Ajung în galantare. Exact. Da. Și atunci ce facem? Cum putem opri această chestiune? Cum o putem opri? Sigur, este un proces. Ordonanța 70? Este un proces destul de complicat. Sunt convins că și dumneavoastră îl știți și toată lumea. Pornește de la această educație sanitară care trebuie făcută de către medicul veterinar. Medicul veterinar nu trebuie să trateze doar animalul. Trebuie să aibă o discuție și cu proprietarul, să înțeleagă anumite riscuri. Mai departe, dacă se ajunge ca un animal să fie sacrificat și să aibă reziduri sau diverse substanțe sau de ce nu să fie bolnav, da? Să ajungă la abator, ar trebui să existe o modalitate de control a cărnii pentru antibiotice, pentru antiparazitare, pentru substanțe de risc, le-aș numi eu, pentru sănătatea publică. Se poate pune în practică o astfel de soluție care dumneavoastră o spune? Sigur, se poate pune. Există pe piață asemenea soluții, însă nu știu cine va suporta costurile. De ce? Sunt foarte mari? Nu sunt mari, dar orice cost care se adaugă la un, nu știu, la o sacrificare a unui animal pentru a stabili dacă este bună carnea sau nu de consum, vă dați seama, se răsfrânge în preț. Păi, domnul doctor, odată că proprietarul o furnizează la un preț foarte redus și va câștiga doar cel care o comercializează. Eu am o soluție care o spun, sunt la a treia emisiune, o spun emisiune de emisiune. Statul trebuie să intervină în astfel de lucruri. Statul trebuie să fie direct interesat să controleze, pentru că un privat, un particular își urmărește doar propriul buzunar și nu îl interesează că îl îmbolnăvește pe semenul lui de care consumă astfel de... Este perfect adevărat ce spuneți, așa este în toată lumea civilizată, statul are o strategie de lungă durată, o strategie coerentă în ceea ce privește supravegherea diverselor boli, cu transmitere de la animal la om și invers, cât și asupra circulației acestor reziduri în alimentație. Iar când vine un grup de oameni de afaceri, ce spuneți dumneavoastră, și păcălește o autoritate națională sanitar-veterinară,
ca să emită o asemenea ordonanță, cum mai poate statul, ce stat avem? Aici este o problemă. Ce stat avem? Dacă toți acești medici din Autoritatea Sanitară Veterinară au putut să emită acest proiect de lege, nu mai înțeleg. Deci nu mai discut probleme care mă nemulțumesc, domnul, sunteți cadru universitar. Deci acțiunile strategice care se fac la nivel național nu sunt suficiente. Este deci încă un punct, dacă doriți o completare, pe lista solicitărilor sau cerințelor medicilor veterinari de astăzi din piață. Da, uite. O reanalizare, o regândire, o reorganizare, da? Pentru că bolile, dumneavoastră știți foarte bine, bolile se schimbă, bolile se modifică, nu mai discutăm. Eu lucrez puțin pe partea de exporturi, am contacte cu diferiți exportatori în diferite țări și vedem acolo fiecare țară cere o anumită chestiune pe certificatul sanitar veterinar. Iar noi nu suntem capabili pentru că noi nu facem vaccinările care trebuiesc, iar animalele noastre sunt... Această solicitare de care spuneți noastră a diverselor țări vine prin prisma faptului că trebuie asigurată indemnitatea, da? Teritoriului respectiv, cum și România trebuie să facă acest lucru și să țină țara indemnă de anumite patologice. Discutam iar cu colegul din Franța și îmi spunea că deci Franța are 1,7% incidență la tuberculoză, ceea ce este considerată zero. Noi avem 16%. Iar legislația în domeniul tuberculozei, o să spun emisiune de emisiune, nu este benefică și îl păgubește pe fermier. Deci nu vorbim de gospodării cu o vacă, cu două vaci și cu trei vaci. Vorbim de ferme întregi, unde dacă se depistează o vacă pozitivă de tuberculoză, se pune carantină pe întreg efectivul, și iar carantina poate dura un an, doi sau trei, iar pagubele economice sunt... Deci acel fermier sigur intră în faliment. Iar extracția animalelor pozitive în comunitate este simplă. Deci nu este o procedură atât de laborioasă ca și la noi. Sigur, deci, permiteți-mi un mic comentariu aici. Noi avem o prevalență sau o incidență mare la tuberculoză. 16%. Însă, da, trebuie să ținem cont de un aspect. Aici nu ne-am putea compara cu Franța și vă spun și de ce. Noi suntem o țară fost comunistă. Sunt convins că vă mai aduceți aminte, pe vremea fostului sistem, în România existau centre de izolare TBC. Corect. Adică erau anumite CAP-uri unde vacile toate aveau TBC. Sigur, laptele și carne era prelucrat conform cu reglementările în vigoare pentru a se distruge bacilul. Da? Noi de asta suntem cumva, dacă vreți, cu un start. Am câștigat la start față de, dacă îmi permiteți așa o asemănare cu sportul, în ceea ce privește prevalența tuberculozei față de alte țări. Exemplu, Franța. La noi, când s-au desfințat CAP-urile, toate animalele din ferma respectivă au ajuns la populație. Inclusiv din acele centre TBC-iste. Da, și aici nu vorbesc din povești. În localitatea unde am copilărit eu, a fost un astfel de centru, nu o să spun unde ca să nu așa, da. Și toate vacile de acolo au plecat la săteni. Am înțeles. Deci ia că... Avem și premizele evoluției unor boli purtate așa din istoria noastră întunecată. Și asta a fost cu neștiință sau cu știința DSV-ului din... Știți cum e? DSV-ul nu prea avea ce să facă în situația în care populația efectiv a năvălit să-și ia partea din CAP-ul. Da, da, da. Și am subliniat și am pus ghilimele ca să înțelegeți aspectul. Deci a trebuit să treacă 28 de ani să suferim această perioadă de tranziție și ia că totul nu ne-am pus la punct. Vreau să spuneți că atunci au început
Deci a fost un pas înainte, a fost un pas înainte față de alte țări care nu au avut tuberculoză. Și v-am dat un exemplu de tuberculoză, o situație știută de mine, da? Dar la nivel național vă dați seama că... Acum, dacă e să ne raportăm cu țările din Uniunea Europeană la boli emergente, da? Atunci stăm cam pe același loc cu toate. Vom fi noi primii la trichineloză, la hidatidoză, ați spus dumneavoastră de tuberculoză, dar suntem pe același palier cu ei la bolile emergente. Am înțeles, deși ei au probleme. Sigur. Numai că la ei intervenția se face altfel. Deci... La noi mai mult panica decât intervenție și debusolarea. Și nu se rezolvă? În condițiile în care noi am știut, vă dau un exemplu tot de la infecțioase, noi am știut că în jurul țării noastre evoluează blutongul, ne-a luat prin surprindere. Așa. Cum ne ia pe noi în surprindere cam tot. Da, și statul nu ajută fermierii să vaccineze de blutong? Nu știu, ajută, nu ajută. Nu am informații, nu știu să vă spun, care sunt reglementările în, și nu o să mă pronunț. Și atunci, mă rog, nu mai... Mai vreau să mă... Sigur, aș fi curios să știu care este despăgubirea pentru un animal, nu știu, ecarisat din diverse... Nu știu, pentru că a murit dintr-o boală din aceasta. Nu știu dacă despăgubește cu ceva, e un procent, nu este un procent. Exist, contravaloarea, cine calculează, cum calculează. Mă gândesc că birocrația atât de stufoasă... Sigur, nu am informații legate de acest subiect și n-aș putea să... fermier, probabil că la un moment dat renunță și nu mai... Nu-l interesează acei bani, probabil. Domnule doctor Marius, sigur că vreau să discutăm foarte multe legate de medicina veterinară, dar vreau să vă întreb acele produse Puron care există din import pentru deparazitare la rumegătoare în special. Sigur, ce părere aveți despre ele? Nu știu dacă este necesar să facem precizarea că aceste produse, da, se toarnă cumva pe linia dorsală, da, da, la animalul sau, respectiv, da, la, vă referiți la animale mari sau și mici? Animale mari, deci, rumegătoare mari și mici, da? Da. Deci dacă vă referiți la animale de interes economic, sigur există pe piață diverse formulări comerciale cu substanțe active care se administrează Puron, așa cum bine noastră a spus, care se absorb la nivelul pielei și protejează animalul de anumiți paraziți. Diferența între... Eu sunt adeptul acestor produse și diferența... Da, este ușor de administrat. Le consider mai eficiente. Asta am observat eu cât am putut să observ fizic pe animale. Diferența între injectabile, cele care se injectează, și între aceste substanțe Puron este... Nu o să intru în detaliu. Este studiată? Este studiată. Fiecare produs are prevăzute avantaje și dezavantaje. Nu o să vreau să intru în detaliu, dar toate au dezavantaje și avantaje. Să vă dau câteva dezavantaje la produsele Puron. Nu se administrează în perioade ploioase. Da. Da? Pătrunderea lor prin piele, substanțelor active, este influențată de dimensiunea firului de păr, de grosimea pielii, de gradul de murdărire al părului respectiv pielii. Da. Sigur, pare un avantaj este ușurința de aplicare. Atât? Unul practic, vi l-am spus. Ca substanță activă și ca mod de acțiune, nu pot să spun că există avantaje și dezavantaje. Pentru că și unul și altul, dacă ne referim, cele mai multe sunt lactone macrociclice, avermectină, dacă vreți, da, ajung să fie absorbite și ajung în sânge. Deci că injectabil sau cu Puron, tot ajung în sânge. Sigur, dacă vreți, viteza de reacție la injectabile mai mare decât la... La cele administrate, da, Puron. Dacă doriți să discutăm de vreun produs anume,
Nu, nu. Am vrut doar să văd diferența pentru că au apărut aceste produse care... Sigur, sunt produse, era normal, sunt fermele, și la animale de companie, sunt și la animale de rentă, fermele de, afară, de interes economic. Fermele de afară le folosesc. Mă interesează să-mi explicați o altă chestiune care tot din practică, substanțele active și produsele de afară, din import, de ce sunt mai eficiente și mai puternice decât aceleași substanțe active și produsele noastre din țara noastră? Sigur, este un subiect foarte delicat. Nu cred că pot să vă răspund eu real. Însă, așa cum știți cum toți ne dăm cu părerea, o să vă spun și eu punctul meu de vedere. Dacă mă iau după recomandările producătorului, eu iau pe toți de bună credință. Și produsele făcute în România și cele din afară sunt la fel de bune, având aceeași substanță activă, aceeași concentrație, deci consider că sunt la fel de bune. Însă, neputând să vă dau exemplu două nume de mașini, pentru că suntem într-o emisiune și am face publicitate, da, v-aș compara o mașină autohtonă de la noi cu o mașină din Germania. Și atunci o să înțeleagă toată lumea fiecare dar ce vrea. Dar ce problemă avem noi? Dar de ce nu facem acele produse? Nu pot să mă vă răspund. Mă gândesc că tehnologia de fabricare este aceeași, nu? Dar nu pot să vă răspund de ce nu sunt bune sau... Iar eu chiar nu pot să vă spun, fiind și... cadrul didactic și aș putea să spun, îmi place mie să-mi spun cercetător, eu ar trebui să fac un studiu în care să iau două produse de care îmi spuneți dumneavoastră, da, sigur ar trebui să oferi ceva buget ca să pot să cercetez, fac o paranteză, dacă îmi permite legislația să mai testez ce a fost testat, pentru că știți cum și cu drepturile animalelor și cu testările pe animale nu e chiar așa de simplu, și la final să pot să vă spun, da, produsul A este mai bun și e din Germania și produsul B este mai puțin bun și este din România. Acum, dacă vreți să fac o paralelă, ați văzut și alimentele pentru om. Au calitate diferite cele din vest față din est. Ce să mai discutăm de niște medicamente? Da, și cred că înțelege fiecare ce vrea. De niște medicamente, care este foarte important. Le-am spus niște, dar... Le-am spus niște, sigur am subliniat, am pus ghilimele, pentru că aceste niște medicamente, dacă nu acționează exact cum trebuie, nu au purificarea corectă, nu știu, nu se metabolizează exact cum aș aștepta, cum ar trebui, o să-mi dea anumiți produși de metabolism care mi se regăsesc în produsele alimentare unde și uite așa, domnul doctor, din nou. Ordonanța 70, unde, dacă vreți dumneavoastră. Ordonanța 70, da? Sănătatea publică, da? Extraordinar, da. Așa este. Și aceste produse, puron, de exemplu, la specia ovine, pot fi folosite? Am căutat câteva studii și m-am uitat pe substanța activă din mai multe produse care sunt specifice pentru bovine, ovine, caprine și care sunt numai pentru bovine. Substanța activă este aceeași. Însă vă pot răspunde că am sunat un producător astăzi după amiază. Da? Să-mi dea un răspuns. A spus, costurile de testare și de introducere în țară. Dacă testează pentru oaie, costurile sunt mai mari. Dacă costurile sunt mai mari, trebuie să regăsească în preț. Și mai fac o precizare, tot producătorul respectiv, un reprezentant al unui producător mi-a spus. Da. A zis așa, de ce să-l fac pentru oi când eu am numai oi de lapte? Deci să vedeți responsabilitate. Zice, eu n-am ca în Anglia oi de carne, unde știu că nu tai 28 de zile. Eu am oi de lapte. Și dacă proprietarul de animale, subliniez, îmi cumpără produsul ăsta puron, îl pune la oaia de lapte, o să mi se regăsească în lapte. Deci vedeți ce înseamnă mentalitate, responsabilitate? Nu cred că este chiar atât de grav cât mai avem astfel de oameni. Deci asta mi-a spus-o astăzi un coleg medic veterinar care lucrează la un distribuitor mare din România. Din România, da? Da. Mă bucur că mai există și astfel de oameni.
care nu interesează doar partea de vânzare, partea financiară. Da, am vrut să vă spun acest exemplu pentru că astăzi l-am discutat cu reprezentantul de vânzări al unei firme din România. Am înțeles. Care distribuie multe, mai multe produse, are o paletă mai largă. Am înțeles. Cum vedeți, dumneavoastră, fiind parazitolog, rezolvarea, stoparea incidenței trichinelozei? Ce soluție aveți, dumneavoastră, ca și cercetător, cum da. Spuneați că... Doar teoretică. Nu practică, pentru că nu sunt un organ decizional. De asta ca să am vrut să precizez. Sigur, cunoscând, și asta trebuie să facă orice medic veterinar, cunoscând biologia parazitului, acest trichinela, și nu o să-i spun spiralis, pentru că sunt mai multe specii în România, studii efectuate de un coleg și un prieten de-al meu, doctorul Calman Imre de la CSV, a stabilit că în România nu este numai trichinela spiralis prin studii de biologie moleculară. Cum suntem noi obișnuiți să trichinela spiralis? Sunt mai multe specii. Bun, cunoscând biologia parazitului, sigur, cunoscând sursele de paraziți, toate categoriile de animale care pot să transmită, putem să intervenim în ciclu biologic, asta în momentul în care sacrificările toate se fac controlat, vedeți, am spus controlat, nu vorbesc de braconaj aici, nu vorbesc de sacrificări în care, nu știu, proprietarul de animale cu o cultură care nu e foarte mare, vastă, să-i spun, să nu se gândească cineva la cultura mare sau cultura mică, sacrifică porcul și zice eu n-am avut șobolan, ca și tata știe el. Deci vorbim aici de cunoașterea biologiei parazitului, de un medic veterinar responsabil care trebuie să facă educație sanitară veterinară și vedeți că este în a doua oară sau a treia oară în care spun educația sanitară veterinară pe care medicul din sat nu trebuie să se ducă să bată la ușă numai să ceară bani. Trebuie să poartă niște discuții cu sătenii, să informeze, să le prezinte pe înțelesul lor problemele. Nu am vrut să vă pun această întrebare, dar vă pun. De ce avem două tipologii psihologice de medici veterinari? Dar vă pun. Sigur, nu știu dacă pot să răspund. În primul rând, nu sunt psiholog și n-aș putea să răspund. Este o chestiune... Ați atins un subiect care efectiv în România ar trebui lucrat. Și tot statul ar trebui să vină, să intervină asupra acestor medici veterinari pe care să nu intereseze doar partea financiară. Efectiv să facă consultanță sanitar veterinară și să spună din punct de vedere profesional, sanitar veterinar, ce trebuie să facă un gospodar în gospodăria lui, un proprietar de animale și... Eu nu vă contrazic. Posibil să fie așa cum spune, să fie mai multe tipologii. Eu nu vreau să cred. Eu nu vreau să cred că există mai multe. Da? Și știți de ce nu vreau să cred? Adică mă încăpățânez. Pentru că nu vreau să separ eu medicina veterinară. Dar e separată. Dar pot... Nu, eu nu vreau separată. Să separ. Nu păi știu în Parlamentul separat. României au, eu doi nu au separ. Votat. Nu mă interesează. Eu nu vreau să separ. Și doi, da? Împotriva ordonanței. Eu am obligația și le spun și studenților la ore, eu sunt obligat să vă spun de fiecare dată. Că pricepeți sau nu pricepeți, asta e o altă problemă. Așa și cu medicul veterinar. El este obligat să facă educație sanitară veterinară. Dacă are cu cine, dacă îl ascultă cineva, el trebuie să o facă. Astăzi puțin, mâine puțin. Picătură cu picătură se va ajunge ca toată lumea să cunoască despre trichineloză, ca toată lumea să realizeze cât de gravă poate să fie. Dacă îmi permiteți așa o paralelă, cred că mor mai mulți de trichineloză în România decât mor în lume de gripa aviară. N-aș vrea să exagerez, da? Deci n-aș vrea să exagerez. Dar trichineloza face mai multe victime decât gripa aviară sau gripa porcină. Dar lăsând aspectul acesta. Deci cunoscând biologia parazitului, cu medici veterinari responsabili, care fac educație sanitară veterinară, și cu oameni care încet, încet se deschid la minte, proprietarii de animale, eu zic că asociat cu sacrificările controlate, cu controlul sanitar veterinar al produsului, al cărnii, cu aplicarea reglementărilor legale în ceea ce privește confiscarea și denaturarea
cărni infestate, se va rezolva credeți și problema aceasta. Credeți că este o problemă rezolvabilă? Da. Se va sigur. Rezolva. Sigur este o problemă rezolvabilă. Acum, știți cum, nu putem rezolva dacă un om se duce la braconat și mănâncă un mistreț. Aici e o chestiune chiar de un individ. Nu vorbim de individual, deci nu vorbim. Da, dar știți cum, individul 1 cu individul 2 cu individul 3 ne pune pe harta epidemiologică. Am înțeles. A trichinelozei. Da. Chiar citeam un studiu EFSA legat de trichineloză și a fost diagnosticat un episod de trichineloză în Franța, la Cabaline. Știți de unde provenea calola? Nu, din România. Din România. Da, interesant. Dar acolo au depistat imediat, pentru că, știți cum, circuitul funcționează la ei. Au fost prompți. Da. Au fost prompți. Sigur. Știți că la Satul Mare avem peste porcină africană. Da. Deja este al treilea caz. Permiteți-mi să fac o povestioară amuzantă. Mergeam pe teren cu colega de la infecțioase, cu doamna doctor Corina Pascu. Și eu predam la programul de pregătire continuă. Eu abordam subiecte de parazitologie, diagnostic, tratament și domnșoara doctor despre pesta porcină. Și mă amuzam. De ce? Și ziceam, uite, pestă porcină africană în România. Noi o avem pe a noastră normală și acum, uitați, după o jumătate de an a apărut. Bine, dar ea bătea de la porțile Ucrainei, în Ucraina, exact. Nu știu, a apărut de vreo 2 ani de zile. Da. Și, exact ce vă spuneam mai devreme cu să nu ne surprindă bolile care sunt la toate țările din jurul nostru, numai la noi nu. Știți cum, pe hărțile epidemiologice ale unor agenți patogeni, noi suntem verzi, adică noi n-avem. Toți în jurul nostru au, numai noi nu. Asta este o chestiune, să zicem, bine pe de-o parte că nu există la noi și așa bine ne apărăm, sau e o problemă? Nu raportăm. Eu cred că nu raportăm. Iar nu sunt știu, dur. Nu știu. Eu nu știu, era doar o întrebare retorică, nu așteptam un răspuns, dar... Da. Eu cred. Și e bine să nu raportăm. Iar nu sunt eu în măsură să stabilez dacă e bine sau nu e bine. Normal, nu e bine. Nu este bine. Că noi am rămas cu ceva sechele din cealaltă orânduire. Da. În care nu avem voie să raportăm nimic. Și cred că este o problemă aceasta. Este o mare problemă. Și este o problemă cu raportatul. Adică de ce să raportăm noi? Dacă până ieri credeam și eu în acele metode conspiraționiste, când am aflat din nou, ajung la ordonanța 70, când am aflat că autorii tuturor relelor suntem noi și ne place să spunem că suntem conduși de afară, că suntem dirijați de afară, nu este adevărat nimic. Iar ați atins un subiect care ar trebui să rezolve toate problemele. Dacă principial am face rapoarte corecte și concrete și adevărate, sigur am rezolvat toate problemele. Dar transmitem doar cifre care... Nu știu de ce. Nici eu nu pot să vă răspund. Dar cadrele universitare nu se pot implica în aceste... Pentru că profesorii universitari și cadrele didactice, din punct de vedere, sunt elita societății. Aceasta este părerea mea. Mulțumesc pentru apreciere, da. Mă bucur că fac parte din elita aceasta. Atunci, sigur, noi... Nu puteți atrage atenția. Ba da, noi atragem atenția la toate simpozioanele pe care le susținem. Dar cred că acele simpozioane nu ajung decât la urechile, lucrările susținute la simpozioane, bineînțeles, nu ajung decât la urechile altor colegi de-ai noștri. Nu acolo unde trebuie. Da. Pentru că toți cercetătorii din țara aceasta publică studii. Da? În reviste
să zicem, care sunt în baze de date internaționale, sau ISI, da? Internațional, cu factori de impact. Deci totdeauna toți cercetătorii, toate cadrele didactice, publică aceste lucrări, aceste studii. Unele foarte elaborate, unele mai simple, cu subiecte din toate domeniile medicinii veterinare. Okay. Acelea nu sunt niște rapoarte. Sau trebuie să sun vreun ministru sau vreun secretar de stat să explic că eu la Timișoara am studiat borelioza la câine. Dar știe să citească, probabil. Păi nu știu, acum nu vreau să fiu răutăcios, da? Deci asta este ideea. Aici sau eu mai știu ce boală transmisă de căpușe sau de țânțari sau de, da? Nu este o problemă de, dacă vreți, siguranță națională. Ba da. Este o problemă de siguranță națională și de aceea suntem forțat, aici. Dar asta este o problemă de siguranță națională. Și vorbim aceste chestiuni pentru că s-ar putea ca cineva să se uite, să ne vadă și să ia atitudine. M-aș bucura, m-aș minuna. Să vedem, uite, au vorbit doi nebuni la o televiziune în Timișoara despre niște probleme de siguranță națională, despre niște probleme de sănătate. Să vă spun ceva, din punctul meu de vedere, și nu sunt eu mare specialist în domeniul siguranței naționale, dar cred că sănătatea publică și sănătatea animală sunt probleme de siguranță națională. 100%. Astea sunt probleme reale de siguranță națională, dacă vreți, din punctul meu de vedere. Da, păi ce am spus. Dar poate e forțat, poate sunt euforic, poate, nu știu. Sunt mai multe probleme de siguranță națională, printre care și aceste. Acestea două sunt unele dintre ele, sigur, în toate domeniile. Da. Vi se pare normal ca cercetarea să aibă totdeauna un buget redus? În România. În România, bineînțeles că în România. Nu beneficiați în cercetare de nicio subvenție europeană? Ba da, sunt proiecte europene pe care le poți mai mult sau mai puțin accesa. Dar nu ceva continuu, nu ceva... Da, dar de la unitatea finanțatoare a învățământului superior. Bun, și atunci care forum? Cine? Colegiul Medicilor Veterinari? Asociația Medicilor Veterinari? Ministerul. Care? Ministerul, nu. Colegiul nu poate să... Sigur, cred că ar putea și colegiul să acceseze anumite proiecte prin care să se redirecționeze către cercetare. Nu, dar să negocieze aceste bugete, adică să nu știu, reprezentanții medicilor veterinari la nivel de România, n-aș putea să vă spun din ce structură. Colegiul, ANSVSA, Ministerul Învățământului, știți? Noi nu suntem numai medici veterinari. Și aici nu-i cazul numai la medici veterinari, e vorba la toate instituțiile de învățământ superior. Noi nu suntem numai specialiști în domeniul respectiv, noi suntem și cercetători și, culmea, știți care este, mai suntem și cadre didactice. Da. Și le faci pe toate cu un buget foarte limitat. Și trebuie să le faci pe toate și trebuie să fii la un nivel foarte înalt. Am înțeles. Deci nu știți care ar fi forul superior, care... Toate au pârghii. Consider că tot politicul este vinovat despre situația în care suntem. Nu pot eu să dau vina pe politic. Pentru că politicul, din punctul meu de vedere, este o ideologie. E vorba de oameni și de a te raporta la oamenii țării tale. Crezi că este important, dacă ești de stânga sau de dreapta, când ești acolo sus, important este să te gândești la binele populației, la binele oamenilor tăi. Nu contează că ești de stânga sau de dreapta, că nici ei nu mai știu de ce culoare sunt. La cât s-au învârtit. Sper să vă audă. Sper să vă audă și cei din Autoritatea Națională Sanitară Veterinară care au emis această ordonanță. M-aș bucura. Da, domnule Marius Ilie, educația este importantă pentru că dacă, mie îmi place să spun, dacă ai știință, ai progres. Dacă știi să dai un diagnostic, ai rezolvat problema. Dacă ai pus diagnosticul corect, ai tratat animalul. Domnul doctor, diagnosticul nu se poate pune uitându-te la animal doar. Trebuie să faci investigații. Investigațiile necesită aparatură care se achiziționează cu bani,
Da? Proprietarul trebuie să aibă o putere financiară în a suporta costul investigațiilor. Aici ai mai... Mi-ar plăcea să fiu un medic bionic, să mă uit la animal și să știu ce are, să nu mai trebuiască niciun fel de aparat și să nu coste nimic proprietarul. Dar nu se poate. Din păcate. Exact. Din păcate. Da, domnule doctor Marius, sunt multe probleme în medicina veterinară românească și această meserie, vedeți că este nedreptățită astăzi. Încă o dată repet, colegii noștri au fost la București, în număr destul de mare, 1200, într-o manifestație organizată de Colegiul Medicilor Veterinari, pentru că s-a emis acea ordonanță 70, care dezavantajează atât sănătatea animală, cât și sănătatea umană, dar și mediul înconjurător. Și vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră, iar ajungem la comercializarea și depozitarea și tot ce vreți despre produsele active, și cum influențează mediul înconjurător de data aceasta? Chestiunea cu influența asupra mediului nu este chiar așa de simplă, însă dacă vreți să facem un scenariu, putem să-l facem. Administrăm medicamente după capul nostru, nu al medicilor veterinari, al nostru, al proprietarilor de animale, luate după cum am înțeles noi de pe un site de pe net, da? Și administrate la fel în limita în care noi am înțeles când am citit prospectul. Dacă vedeți, dacă doriți produsele biologice, rezultate, nu știu, dejecțiile, da? Ajung în mediul extern, pe pășuni, în ape, și în felul acesta, să zicem, se poate realiza un dezechilibru la nivelul mediului. Dar credeți care, sigur, dacă ar fi să mă gândesc la scenariul cel mai urât, să fie, să se cumuleze pe lanțul trofic și să ajungă la consumatorul final, adică om, niște substanțe, niște produși de metabolism care nu ar trebui să se regăsească în respectiva, nu știu, hrană, că e carne sau nu știu, pește, legume, fructe. Da, da, e periculos dacă se ajunge... Sigur, este posibil, în biologie știți că tot este posibil, dar aia nu înseamnă că acum trebuie să se întâmple și așa. Pentru că ați văzut, avem și oameni responsabili. Avem oameni, dar nu sunt ajutați. Avem oameni responsabili, sigur, și avem oameni capabili, dar cam se cam duc, domnul doctor. Pentru că ați spus dumneavoastră mai devreme, sunt chemați, sunt căutați, sunt... Da, bă, era chestiunea cu învățământul, că avem specialiști foarte buni care pleacă și sunt foarte bine integrați și primiți în străinătate. Da. Iar la noi, domnul stat, cum îmi place mie să spun, nu susține niște tineri absolvenți care să le să ajute să-și facă o stagiatură decentă, renumerându-i decent, ca să poată să-și permită să înceapă o meserie. Și atunci foarte mulți se reorientează și unii pleacă din țară, iar alții se reorientează în alte domenii, unde cred ei că, sigur, ar putea să-și asigure un trai decent. Și asta nu este bine, pentru că statul cheltuie bani pentru acei tineri absolvenți, ca să-i formeze profesional, să vorbim strict de meseria de medic veterinar, și din câți tineri absolvenți aveți anual acum? O să mă refer strict la Facultatea de Medicină Veterinară Timișoara din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I, unde Facultatea de Medicină Veterinară în anul I are 180 de studenți, 150 români, 30 străini la secția de engleză, și la care adăugăm o medie de 100-110 pe fiecare an, 2, 3, 4, 5 și 6. Adică 550
700 de studenți pe acolo. 700 de studenți. Da, din anul 1 până în anul 6. Până în anul 6. Da. Pe cei 30 de la... Deci avem... Sunt mai mulți, 30 pe an. Sunt vreo... Nu știu, vreo 70-100 la limba engleză, dar ei pleacă în țările de proveniență. 125-130 de absolvenți anual. Da. Și avem la nivel național... 4 facultăți. 4 facultăți. Dacă da? Punem și Spirul Haret, sunt 5. 5 facultăți. Da. Vi se par 1000 de studenți mulți pe an? 1000 de absolvenți? Mie da. Sincer, da. De ce? Piața de muncă, piața liberă, concurență, persoane fizice autorizate, bani la bugetul de stat. Care e problema? Concurența? Nu, concurența este bună. Este concurență, totdeauna este bună, face bine evoluției. Nu, și nu. Cum a spus și noastră, care nu fac față, se reprofilează. Iar, scuzați-mă, medicina veterinară chiar îți permite o sumedenie de oportunități de angajare. De la a fi persoană fizică autorizată și a avea în portbagajul la mașină, să nu spun portbagajul la bicicletă, da? Sau la motor, nu știu. O trusă de intervenție cu care să faci un minimum de acțiuni. La farmacii și cabinete foarte evoluate, da? Foarte bine dotate. La direcțiile sanitar veterinare. Și lista poate continua. Deci sunteți optimist. Ordonanța 70 nu i-a afectat. Îi afectează. Eu v-am spus, eu nu vreau să amestec politicul în nimic din România asta. Dar din păcate, avem, deci a spus, avem 130 de absolvenți ori 5-6 da, facultăți. Poate celelalte au mai mulți pe an, dar am spus așa, 1000 una peste alta. Și ar trebui să n-am gândim... informația aceasta deci exact și nu pot din să punctul meu de vedere, acolo. Aceste lucruri trebuie gândite. Da. Ce facem cu tinerii absolvenți? Ce le oferim? Ce le dăm? Cum îi protejăm? Este loc pentru toată lumea. De acord, dar eu consider că nu sigur, e bine. Sigur, nu ați vrea acum să spun să reducem numărul de locuri la medicină veterinară? Nu mă refer că la nu asta. Să spun asta și nu sunt de acord. De acord, deci nu am spus treaba asta. Deci foarte bine să fie cât mai mulți absolvenți în toate domeniile, în toate meseriile, în toate facultățile, pentru ca să ridicăm din punct de vedere... Sigur, acum vreau să vă spun ceva. Educativ. Să avem mulți, să rămână mulți buni în România exact. Și să plece câțiva exact. Buni și prin străinătate exact. Ca să ducă renumele... facultăților, universităților și de ce nu al României deci peste hotare. Este foarte bine să ai un popor educat și învățat. Avantajul intrării în Uniunea Europeană, domnul doctor, pentru medicul veterinar, este că ni s-a lărgit foarte mult spațiul de manevră. Știți ce unde putem lucra? Eram în A1 la, da, la medicină veterinară. Domnul Cernescu era decan și... Cred că era ultima oră de curs sau dădusem licența, nu mai știu bine, nu mai țin minte și a spus așa, cu această diplomă pe care ați obținut-o, peste 15 ani, vă veți duce în orice țară din Uniunea Europeană și vă veți angaja. Am râs 70 de absolvenți la buton. Da. Nu i-am dat dreptate și am ajuns în 2008. Da, s-a întâmplat chiar așa. Sigur. Chiar așa. Deci a avut perfectă dreptate domnul Cernescu. Da. Exact asta îmi spuneți dumneavoastră acum și da. Mă bucur că o să fie așa. Eu cred în această profesie, cred în învățământul medical veterinar. Și de ce spun asta? Pentru că avem o bază materială și nu numai noi ca universitate sau ca facultate de medicină veterinară din Timișoara și celelalte din țară, dar noi... Ai cum o să mă refer la noi, că nu o să îi promovez pe ceilalți, avem un centru de cercetare și un spital veterinar făcut pe fonduri europene cu 12 milioane de euro. Fantastic. Și asta când s-a întâmplat? În perioada 2007-2013. Am înțeles. Un proiect condus chiar de domn profesor Cernescu, cum tot ați precizat de domnia sa. Fantastic. Deci avem o bază materială cu niște dotări, cum nu multe facultăți din Europa au. Nivelul de pregătire este superior sau este mai ridicat? Este dependent, bază materială avem.
Studentul trebuie doar să dorească să învețe. Bun, și raportul... Avem o problemă. Știți care este problema? Și o observ la studenții noștri. Fac foarte greu trecerea de la un sistem de învățământ autoritar, în care cadrul didactic intră la oră, își spune punctul de vedere pe subiect și informația rămâne limitată între paginile cursului, și studentul care este dornic să caute, să afle adevăruri, să afle studii, să... cercetătorul. Deci fiecare student în orice domeniu, nu numai medicină veterinară, trebuie să fie un mic cercetător. Acum depinde. Depinde de fiecare. De ce, exact, depinde de fiecare. Am 150 de studenți. Acum ce o să fac? O să-mi doresc să fie toți 180 genii? Mulți trebuie să ajungă și la circunscripția sanitar veterinară, unde nu o să aibă treabă cu cercetarea. Dar mulți își doresc asta. Exact. De ce să și duc acolo? Nu e nicio problemă. Sunt facilități și oportunități pentru toți. Deci, dar aș vrea să aibă această dorință de a se autoeduca. Sistemul de învățământ la noi puțin... Nu crezi că este greoi? Nu credeți că acest nu-ți dezvoltă această capacitate de autoeducație. Și de unde ni se trage? Da, aș vrea să am răspunsul. Dacă aș avea răspunsul la toate, credeți-mă, cred că aș fi ministrul învățământului. Vă doresc. Mulțumesc. Da, probabil că ar trebui abordat sistemul de învățământ din punctul meu de vedere și altfel, pentru că noi, da, generația noastră și probabil că și multe generații de după noi și înaintea noastră, consider că au beneficiat de o tehnică de nu de predare a materiei, de pedagogie foarte dură. Ăla a fost sistemul, nu avem ce să spunem. Așa era sistemul, asta se făcea. Acum este altceva. Eu nu spun că nu era bine înainte. Nu spun asta. Eu spun că acum există altă variantă. Există diferențe între absolvenții de atunci și absolvenții de acum? Eu nu vreau să fac diferențe. Nu, nu sunt diferențe. Toți avem tendința, și aici cred că puteți să-mi dați dreptate, de a spune pe vremea mea se învăța, pe vremea mea se făcea. Nu, domnule. Pe vremea aia se învăța la nivelul... Care a fost? Ăla, pe vremea asta se învață la alt nivel. Și altfel. Înțeles. Cadrul didactic este obligat să găsească, să facă cursul sau lucrările practice sau metoda de predare să fie atractivă pentru student. Am înțeles. Da. Nu putem intra cu parul în clasă. Trebuie să te faci atractiv. Da. Trebuie să faci învățământul atractiv. Vedeți, ne tot raportăm la... Aici aș avea de făcut o precizare, că am discutat ceva mai devreme despre practică, că a zis dumneavoastră că cineva a spus că facem purtători de diplomă. Am o întrebare pentru persoana respectivă, poate puteți să o adresați. Ce a făcut ca un absolvent să nu fie doar purtător de diplomă? Și-a oferit firma, instituția, ferma sau eu știu ce unitate bani are, a dat o bursă la un copil amărât și deștept ca să nu fie doar purtător de diplomă? Pentru că de criticat toți criticăm. Dar vreau să-l văd pe acela care face ceva, care vine cu soluții. Avem o problemă legată de practică. Cum nu mai sunt fermele de stat, este greu să intri în companii private să faci practică cu studenții. Nu înțeles. Noi am prins puțin, dar am prins... Avem ferma, sectorul demonstrativ experimental, știți și noastră, avem câteva animale acolo, dar este destul de complicat. Și vă dau un exemplu. Să faci ETR, și cunoscătorii știu, pe 2-3 vaci 100 de studenți. Da. Și într-o săptămână. Vaci, săracile, exact, vaci... Înțelegeți? Da. Sigur, există în anumite țări, în anumite facultăți de medicină veterinară, manechine. Dar la nivel de România, de investiție și de achiziții, cred că sunt mai scumpe decât dacă aș cumpăra niște vaci.
Asta era un exemplu care mi-a venit acum. Da, e ceva... Că discutam cu niște colegi absolvenți care mă sunau și mă întrebau dacă nu știu unde se face curs de însămânțător artificial și de... Apropo, se face că și pe mine nu, dacă am medic veterinar nu e nevoie. Nu ai nevoie de curs, da. Dar mă sună fermieri. Din cunoștințele mele știu că se face la un SEM-test, dar nu știu la care. Târgu Mureș? La Târgu Mureș. La Târgu Mureș, la Târgu Mureș, da? Aici în Timișoara se face? Din cunoștințele mele SEM-testul cred că s-a desfințat. Era acolo în spate la noi la universitate și din câte știu nu mai funcționează. Am înțeles. Nu știu la Dolj, la SEM-test dacă se face și cursul. Mai îmi cer cursuri de tehnician veterinar. Mă întreabă foarte mulți, vor și își doresc cei care au ferme să facă cursuri de tehnician veterinar. Da, uite, asta e o informație bună că o să reînființăm... Da, deci foarte multă Dacă lume... nu, liceul e cam greu să-l reînființăm, dar putem să facem măcar un fel de colegiu, așa, pe lângă facultate care să... creeze tehnicieni veterinari. Au dispărut multe licee care pregăteau tehnicieni veterinari. N-am o situație la nivel de țară, nu pot să vă răspund, dar știu multe care s-au desfințat. S-au desfințat. De ce? Nu pot să vă răspund această întrebare. Da. Este foarte interesant. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația mea să discutăm pe un subiect de legislație care nu ne convine, nu suntem prea nu suntem juriști, nu suntem în domeniul respectiv să studiem 3-4 legi, inclusiv directive europene, inclusiv ordonanțe, legi, dacă ne uităm în legea 160 pe 1998 și vedem că cred că va atras și dumneavoastră atenția ultima pagină și ne face o referire acolo la încă 10-15 legi și ordonanțe, sigur că nu ar trebui să, ca un medic veterinar, să piardă timpul cu așa ceva. Deci asta este părerea mea și sigur că din păcate aceste legi ne influențează buna desfășurare a profesiei din câte se vede și din câte se pare. O să vedem efectele reale ale acestei ordonanțe și probabil că atunci o să discutăm și o să spunem, ați văzut că nu e bine, ați văzut ce s-a întâmplat, ați văzut ce au făcut. Dumneavoastră nu credeți că se va ajunge aici? Eu sunt mai pesimist și cred că se va ajunge aici. Eu de fire sunt optimist și atunci cred că se va rezolva. Sigur, există un proces normal fiecarei națiuni de a trece prin diverse probleme și provocări. Și un proces care, să spunem, supune acum această meserie de medic veterinar la unele probleme. Cred că se vor remedia. Să dai ordonanță ca să strici o lege bună dată în 1998... Chiar am citit acea lege, chiar e bună. De ce trebuia să dai tu această ordonanță pentru... Acum aș putea să fac o precizare referitoare la Anglia, că am discutat mai devreme, da. Și legată de legislație. În Anglia există lanțuri de cabinete veterinare care au patron un nemedic veterinar. Dar legislația este în așa fel făcută încât el poate decât manageria cabinetul. Da? Atât. El manageriază cabinetul. Nu el stabilește cine, cât și cum pleacă medicamentele de acolo. Ci medicul veterinar. Am înțeles. Sigur, orice neveterinar poate să facă 100 de cabinete veterinare în România. 100 de farmacii. Dar nu el decide. Domnul cine, doctor, iar cine scrie rețeta. Nici măcar nu vrem să dăm copy-paste la lucrurile bune de acolo. Vorbeați de regimul ăla. Ăla își trimitea o groază de spioni. Acum e simplu, să te uiți pe Google, să întrebi, avem atâția oameni... Acum trebuie să trimiți spioni, te duci într-o vizită de lucru. Exact. Pe probleme de și vezi cum au ei legislația și, fiind o legislație europeană, trebuie să fie oarecum unitară. Sigur, trebuie adaptate anumite chestiuni, că nu se pot transpune identic, că fiecare țară are specificul ei. Dragi telespectatori, ajungem la final, o să ne despărțim de dumneavoastră, o să ne vedem luna viitoare discutând un alt subiect care o să ajute pe fermieri. Acum am fost alături de confrații noștri vis-a-vis de această ordonanță 70.
Urăm succes Colegiului Medicilor Veterinari și sper ca să se poată impune și să poată rezolva această problemă care o are cu guvernanții noștri și să apere această meserie de medic veterinar care, fără să vă dați seama, apără sănătatea umană. Vă mulțumesc pentru atenție și mulțumesc domnului invitat, dr. Marius Ilie, și urez mult succes și să pregătească foarte mulți studenți, nu purtători de diplome, specialiști. Specialiști, adevărat. Vă mulțumesc și o seară bună. O seară bună.